Și tu îți dai seama că acum vin copiii la mine de 9 ani și au telefon mai bun decât ăsta? Ai ținut de turneu de Clash Royale. Mai vedeam și pe Andra dacă mai râde. Dacă nu de aici, am venit să mă ridic de aici. Calilor, ce faceți? Oameni buni, după o grămadă de timp, clip cu frățiorul meu și cel mai important lucru din acest episod care mai mult părdic cu mine. Rușinile pe care o să o tragă și Denis pe care. Uite-te la cameră. Fii, uite din cameră. Uite la că ce dreapta e linia. Și uite-te la mine, mă. Prietenaș. Cred că îi fac eu cadou. Ceva pentru asta, uite așa. Astăzi, frumoși și frumoasele noastre, o să ne uităm la prank-urile noastre, o să facem adevărul despre prank-urile noastre, pentru că am avut foarte multe. Mai ales că de curând ratatul ăsta mi-a făcut un prank, din nici acum nu mi s-au dus alea de pe mașină. Încă am insolații, încă nu mai încă am stickere pe mașină. Hai să facem 50.000 de like-uri la acest clip cu frățiorul meu drag, ca să îi fac și lui cadou un implant. Bă, uite-te ăla pe aici. Abonați-vă pentru că la 2 milioane de abonați vă pregătesc o surpriză și mai avem o leacă, așa că abonați-vă, durează 3 secunde, efectiv, ai ieșit, dai pe telefon și dai subscribe, să începem. Avem un prank de acum 4 ani, prank, am spart telefonul și am dat noul iPhone XS Max. Puh. Da. Ești bolnavior, scuzați. Ești prea, nu bolnavior. Așa. Nu-i mai dați mesajul lui frate-mi cum mă bate la cap să-l cumpăr Windows-ul, da? Când o să fac 400.000 de abonați, atunci o să-l cumpăr Windows-ul. Până atunci nu. Bă, deci oameni care aduc sărăcii mai mult decât noi, n-am văzut măverii. Măverii au clipurile astea, 3 milioane de vizualizări, măverii, și n-ai Windows-ul cumpărat, trească familia ta dacă nu. Da, nu-i pe canalul meu. Stai cu Jordan, cu Tommy, are Tommy Hilfiger de pe Foot Shop, codul nici 10% reducere, care merge la folosit, deja reduce, dublă reducere, da. Hai să-i dăm drumul. Uitați-vă aici, fraților. Ce să stai cu telefonul ăla? Nu poți stai pe... Bă, ce cringe. Da, chiar de pe cringe. Vreau pe ăla, aia. Salut, bă, sacalilor, ce faci? Mică paranteză. Deci aici eu zic că Luci arăta în prime-ul lui. În prime-ul meu? Bă. Deci eu zic că erai frumoșel aici. Doamne, iartă-mă, nu... Bă, dar sunt la fel, numai cam cioc. Avea, uite așa, brunet aici, brunet aici. Bă, uite, mă pun așa. Brunet aici, brunet aici. Jumătate de când i-am făcut ultimul prank lui frate-miu și voi mi-a zis, bă, de până jumătate mereu îmi ziceți... Noi ca idei nici n-auzim bine că nu merge. Să începem adevărul. Eu aici eram la Iași, mă dusesc și eu la facultate leacă. Și urma să-i pregătesc un prank lui Denis. Ce nu-mi place mie este că tu vezi că acolo încercam să-mi acopăr accentul. Da, da. Și ce mă enervează pe mine la videoclipul ăsta? Astăzi o să mergem să-i facem un prank lui frate-miu. Ești prost, dar dacă așa era... M-ai schipat în primul rând, ești prost. La doilea rând. Ești ultimul țăran să se-i dă-i plic, mă, mine face. Bă, face, dar vreau să iau lui. Păi, vreau să iau lui. Așa era gura limba. Fitiță de asta. Merge la calculator și o să-i comandăm un iPhone XS Max. Nu mai zic XS Max. Așa că comandăm telefonul, o să-l pun pe adresa asta, să-l primesc aici în Iași. Filmăm cum primim telefonul. După care, după ce dau eu, nu este vreo să... Chiar era ora aia? 49 sau? Go! Oh, wow! Preferați, frate, au super, super prețuri. Uite-te și tu ce minunății. Bă, sincer, chiar erau chiar da. Deci, bă, da, încheiam cu majoritatea. 10% reducere. Încă rămas, încă rămas. Am comandat telefon de pe un site de ăsta fake, cred că era fake. Gen, nu că e fake. Era ceva polonez și l-am dat, nu mai îmi răspunde mai la mesaj. Nu am crezut că mi-au luat ția pe bune, că era mai ieftin acolo. Bă, dar de ce tu scuipi, ești prost? Am o alergie la ceva, nu vezi că vorbesc pe nas, am făcut alergie. Băi, ești prost, chiar și m-ai schipat. Gata, prietene, hai să cumpeți așa. Deci fii atent, înțelegi că am o alergie și am... Ce alergie? Am... Yeah. Încă mai am pe Vlad Uzurpator, anumit cuțitul ăsta. Bun, Johnule, ia uite, să mor, stai să dau tot cu focul, ia uite-l. Bă, la vremea aia era... Seaptă, bă, ce frate bun sunt! Bă, uite cum se trage cu lucrul ăsta, ia uite-l. Și tu îți dai seama că acum vin copchii la mine de 9 ani și au telefon mai bun decât ăsta? Da, da, ce rece, de mă pune la cămână pe un limitat. Oh, yes! Bă, e rece, e super rece. Era al doilea model, bă, de când o apărut astea fără buton. Da, da, dar stai că zic acum cum s-a întâmplat. Dar eu n-aud oricum nimic. Bă, dar nu mai vine odată, bă, ești nebun la cap. Bă, nu știu dacă se vede până aici sau dacă e focusat, îmi pare rău dacă se vede aici. Unde era telefonul, bă, nici acum nu-l văd. Nu știu unde l-am pus. Da, bă. Ia. Poți să-mi zici și mie, te rog frumos, unde sunt toate chestiile astea, plugin-urile pentru Sony Vegas? Ce cringe! Videouri, unde le țineam și când? Mă prefăceam. Aici.
aici. Eram acolo, cred. Deci abia venisem de la antrenament și era ceasul târziu. Și eu de obicei mai stăteam după antrenament, trinam pe la nou antrenament, cu niște prieteni și mergeam la un magazin și ne luam niște napolitani. Că era, abia intrasem la liceu, era ceva așa băiat. În fine, ideea e că s-a când s-a mutat la facultate, mi-a zis, băi, atunci am avut primul meu calculator și am avut voie să-mi alegi jocuri cu împușcători, da? Deci abia... Împușcători? Doamne! Nu mi-ai dat voie niciodată, bă, să mă... Doamne! În fine, și mi-a zis atâta, băi, fă ce vrei, calculatorul tău, dar nu-mi șterge din D pentru Sony Vegas, că am acolo plugin-uri și căcat avea el când se editeze. Și tot ce mi-am instalat a fost total altundeva, dar nu acolo, bă, nici măcar n-am pus așa mouse-ul, nu l-am îndreptat spre D, spre Sony Vegas. Și am zis că ce l-am șters. Și am spus, bă, bă, deci, tot în cap, deci, nu l-am șters. Dar eu-i dădeam mesaj, l-am sunat să pară acolo că-s disperat. Da, bă, da, l-am sunat de 100 de ori, i-am dat mesaj, am zis, bă, ești nesimțit, nu mai vorbesc cu tine, ce ți-am zis eu? Am băgat spyman în el, că ăsta-i pattern-ul. Bați spyman și măcar îi faci break. Bă, da, bă, mi-aduc aminte, ieși să ne antrenăm și am văzut mesajele și eram cu un prieten. Și zice, ce are să buci, domnule, ori te-am făcut? Bă, eu trebuie să plec acasă, bă, că am luat tot saraz, nu știu ce are, nu știu ce-am făcut. Uite-o la, că am încercat o grămadă și nimica, uite, Vegas-ul deloc. Intră acolo. Ideea. Dau cuvântul meu, domn, că n-am atins, bă, n-am pus mâna pe mouse. Uite. Și am atins clipul de Sony Vegas. Nu, nu, nu. Tu dai seama că noi suntem aici, exact în același loc, după atâți ani. Acum, ca să fim egal și chid, dă-mi, te rog frumos, telefonul tău. Și nu o să comentez deloc. Dă-mi-l acum, te rog frumos. Bă, e cel mai cringe lucru pe care l-am făcut vreodată. Ești prost. Și acum m-am enervat. N-ai vrut să-i... Să nu trebuie tu că ai mușchi. Om, ce l-am spart, trebuie să fie familia. Dar să nu comentez deloc, pentru că acum eu am o grămadă de nervi, pentru că nu am ce să mai fac. Dar cele tale sunt... Da, mai dă-i, bă, dă-i! Dacă mă enervezi, îl fac și mai tare, ia-ți-l. Cringe. Știi că avem telefonul aici? Ce, mai există telefonul ăsta? Nu cred. Ia uitați-l, fraților, let's go. Au ce... Mamă, dar cumva asta i-am făcut-o din pumn. Prostul când și-a cumpărat telefonul ăsta, a doua zi l-o spart, da, mai ții minte? Da. Și am vrut să dau de mâncare la o vreo biuță și când mama a plecat mi-a căs telefonul, așa s-o spart direct. A doua zi. A doua zi, legit. Deci făcuse mama împrumut la bancă ca să-și cumpere. Am făcut rate, bă, mâncați-a sufletul tău. Mi-am luat pusa asta care e un căcat, nu face nimic. Ți mai dau o dreaptă? Bă, pa, morță, mă. Așa trebuie să fie. Băi, să spart display-ul. Dar nu mai vezi nimica. Poți să mai văd ce aveam eu? Poți să-l zic tu dacă pot. Bă, de ce râzi? Dar mă, de parcă mai vezi ceva. Mai vezi? Ha, eu mai văd ceva? Rata pentru niște chestii. Zici că e acting de lecții de viață, ești prost. Bă, dar unde am pus camera aia, sincer? Nu știu, dar vezi că nici măcar nu vezi nicio. Gen așa, prietenește, ce stai cu telefonul ăla? Ce poți stai cu telefonul ăla? Bă, bă, era chiar... Era. Așa am tremurat mâna după când am văzut. O lună, bro, it's just a prank, bro. It's just a prank. De la prank-urile alea când ne făceam parte, dar nașpa. A trecut un an jumate de atunci. Prank. Ai ajuns la prank-uri de genul. Sorry, bro. Băi, băi, ce-i drept, telefonul ăsta chiar mai mergea. Uite, băi, exact la fel îi spart. Mamă, nu m-am glumit, n-am glumit cu el, mamă. Dar uite. Bă, dar l-am spart din pumne așa aici, nevoie la fel. Tot era fel. Ești prea focată, nu poți să-l zic. Da, te-ai mult tot. Bun, și acum revenim o leacă în prezent la un prank, oricum sunt multi prank-uri la care putem să reacționăm. Dar uitați-vă ce-o făcut handicapatul, aproape jumătate de milion de vizualizări. Mă cred sincer că nu m-am uitat, gen mă jur, nu m-am văzut. Pe cuvântul tău când nu l-ai văzut. Că nu l-am văzut. De la cele mai banale până la cele mai serioase. Și să fiu sincer cu voi, acasă trebuie ceva timp de la ora. Se vede că ai filmat camera asta. N-a filmat cu acești. Ba da, marș. Și ce mod de a mă răzbuna e mai bun pentru tot ce mi-am făcut decât să-i vandalizez mașina? Însă trebuie să fac în așa fel încât să nu-și dea seama că am fost eu. Astea sunt 2000 de singuri cu fără. Ce față? 248 cu 9000 o mână și noi pe mașină. Era vreo 250. 1000 de singuri cu fața mea. Dar nu sunt felul următor. La moștia zic că... Ai văzut ce poză ai? Nu! 1000 de singuri cu fața mea. Uite cum te-ai trecut la tine. Bă! Ui ce prost ești, ui ce prost ești. Trească familia mea. Ia uite. Bă, dar poți să întreb și eu, nu, o chestie, o chestie. Bă, trăiască familia mea. Bă, ce jegul ăsta sub unghii, mă, trăiască familia ta cu ea. Ce-ai mâncat, te-ai țăpat pământ cu el. Ia uite. Iar cât timp ești la restaurant, eu cu băieții vom merge și vom umple mașina până n-o să... Ești distrus rău. Bă, deci mai au nervii instante. Tu știi ce emoție am avut când îți ia? Pentru că mi-ai spart telefonul. Ha! Pentru că mi-ai șters contul de Clash Royale. Una pentru fiecare când am. Uite la. Câte una pentru... Bravo, pentru fiecare... Uite la, că câte videoclipuri cu Kendami. Două, trei... Mai avem direcționat la clip. Kendami până acum.
Bă, dar tu l-ai testat înainte, zi-o leacă, bă, mi-am pus pe gol. Mamă, ce m-am enervat. Pentru că mi-ai pus laxativ în băutură? Mai țin că mi-ai pus laxativ da, în băutură? Da, mai țin minte când ți-am pus laxativ în băutură. Bă, dar te-am rugat ceva, numai la mașină să nu-mi faci, bă. Bă, deci Mihnea, cât timp am filmat eu acolo, o umplu tot. Adică faci aloze că sunt ciocolatiu. Efectiv, zici că așa va veni mașina. Dar cum arată partea? Dar cum te-ai simțit, bă, când ai văzut prima? Să-ți arăt cum am simțit? Ia atent acum cum am simțit. A fost mai fraier, mi-am luat-o, dar rata s-a schimbat. I-am adresat mașina. Rata s-a întors, nu s-a schimbat, este prost. Am încercat așa să fac un deal. Dar ce trebuie? Uite, pe ăștia trebuie să iau leacă pe fiecare dată. Mamă, dar nu mai pot din el. Vrei să zic o chestie aici? N-am pus o filmare, încercat să o pup pe Andrada și nu te-o pupat înapoi. Am zis să nu-ți fac de căcat. Ce? Am zis să nu-ți fac de rahat pe internet. Ce? Când? Am filmări la cuvrit. Bă, deci ăsta e adevărul pe care nici eu nu știu, ești prost la cap. Bă, să te iei video cu farfuria goală, bă, să te iei cu am băut ceva, ești prost. Nu mi-a plăcut, mi-am luat ceva și nu mi-a plăcut de aia. Acum frate mi-a plătea nota. Și acolo e mașina. Uite la când avea mașina. Ne ascundem aici. Ne ascundem aici în pupele astea de gână. Deci, aici mașina departată. Și după, și după asta era golf, dar n-avea cum să te iei. Dar nu l-am văzut nici acum. Nu pare că s-a acasă dacă stau așa? Nu. Nu? Dar tu crezi că eu nu știu ce ar safurile din casă, bă, ești prost. Da, bă, dar e... Aici era mine pe mașină. Uite copchii cum se dau așa. Bă, deci când am văzut. De ce ar te duce că sunt eu, dar din fața mea acolo? Bă, dar știam că ești pe acolo. Dar de unde ești tu că și eu asta vreau să întreb? Bă, dacă cine era cu cata are față? Bă, dar asta e drumul frumos. Dar nu, unde era ăsta, bă, că nu l-am văzut? M-am dat ce nervos era. Dar ce prăsus, bă! Eu după am realizat, trebuia să mă filmez de la cap cum țineam capul pe pernă mai sus și cearșaful pe mine. Păi da, ai puțin, bă! Când am cearșaful de ăla. Poverea nu-i patul nostru, ești terminat. Ce fața? Și-a venit mai din greșeală. Doar fața mea să știi că nu insinuează faptul că eu ți-am făcut-o. Asta zic, Andrada are un punct de vedere foarte, foarte, foarte bun. Dacă îi băgam o dreaptă și la Andrada. Da, bă! Vine acum, pa! Să filmăm pe Șostache oare, să prins chestiune? Da, unde era? Bă, deci nu mai puteam din el. Bă, nu mai puteam din el. Ia uite. Ce cu tricou, să zic cum mergi cu deși și poate. Te sănătos la cap, că ai vrut să facem mărși cu tricou în față, da. Băi, da. La mașină, mă, veri. Eu mă intre să plec în București cum... Până mâine. Bă, dar chiar bă, că știi că stai, eu plecam, bă, ești prost. Tu mai zâmbești și tu ăla. Bă, deci cui ce frumos e. Bă, zic sincer, dacă îmi făceai asta cu câțiva ani, să-mi puneai așa ceva pe cap. Acum m-am mai calmat. Bă, atât de nervos eram încă nu mai puteam. Bă, când vedeam și pe copchii aia cu bicicletele alea acolo, care beleau așa ochii. Te vedea și pe tine și cu Mihnea și cu care mai sunteți acolo. Bă, așa nerv n-am avut niciodată. Singur lucru l-am luat. Nu la mașină, mă, frate. Auzi, nu am ce mai acolo. Mai ții minte de turneul de Clash Royale? Mihnea a pus mai mult. Bă, ești care puțin mai mult! Mihnea! Mihnea! Bă, încă o dată în gând! O fost ideală fată, mă! Puberea, nu, ca ce simt împreună, tu gândești la cap... Te duci, ia, fii atent, uite, uite! Nu, 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 cum mai au nervi! Nu, nu, bă, hai și nu știu ce-i ok, veri, super citare! Dar nu s-o dus! În al doilea rând mai 1050 de azi! Un singur lucru te-am rugat! Nu la mașină! Prieten, un singur lucru te-am rugat și eu! Nu ștergi contul din Clash Royale! Nu! Se pare răzbunarea egală. Mă, veri, eu plec în București și terminat la cap, n-am timp să stau. Bă, dar ce mă semna când se duc alea? Mamă, deci m-a luat nervința, nu mai pot, nu mai pot. Și de ce nu mai pot? Pentru că acum, dacă mă uit pe capot, încât se văd. Bă, deci fiți atenți, prima dată mi-am pus pe golf, dar nu e colantat. Bă, du-te-n brânza, mătii, dar nu se fac așa ceva. Bă, dau rinic să plătesc mașina asta și nu pui. L-am întrebat pe ăsta care mi-a dat sticlele, bă, sigur se duc? Și-o pun și omul pe mașină și... Bine, mi-a zis să nu-l las a doua zi, să nu-l las în soare, că după se lipește și mai tare adizivul. Și-o scriu tehnică așa, să tragi o leacă, să pui forță. Am văzut ce tehnică, că pe sub capot încă, m-am pistit tot, mi-a pe over fender s-o dus. Eu trebuie să schimb iară colantul ăsta. Deci, luna aia din YouTube mi-o dai mie ca să-mi schimb colantul, ca să știi că eu nu mai fac așa ceva. Adevăr, despre prank-ul ăsta, că eram așa de nervos. Mai vedea și pe Andrada cum ai râde. Dacă nu de aici, am venit să mă ridic de aici. Bă, și după, eu am rămas cu alea că n-am știut că voi mi-ați pus stickerii pe spate. Și am mers în oraș, am plecat și aveam stickerii cu fața ta da? Pe spate. Da, că n-am știut că mi-ați spus. Ce un l-ai trădat, mă, frate? Păi el e Sigma. Hă! Vă bapi tot. După ce ne-am amenințat, a plecat în treaba lui și am decis să-l urmărim ca să mai râdem puțin. Bombastic side-eye! A plecat în treaba lui și am decis să-l urmărim ca să mai râdem puțin, că doar de ce m-am făcut gluma.
mă, de asta sunt tot eu a doua. Deci aici, ca să înțelegeți, eu am vrut să le dau tot atunci jos, dar eram prea obosit, am ajuns târziu acasă, zic că nici nu mai văd bine. Mă, și mă trezesc și mama la 8 dimineața și te duci în secunda asta să-i dai astea jos. Bravo, mamă. Bravo, mamă. Deci în secunda asta, până nu iese soarele, ești prost, că după ți întrece și mai tare. Zic, bravo, mamă. Bă, și am stat 4 ore, mă, fii atent la cât foarte bine. Bine de stat în soare. Bă, da, a, pe partea s-a rămas din nou bătut soarele. Dar am găsit o tehnică. Uite, bă, cum o rămas. Stai, bă, prostule. Măcar că nu se lau topolanț. Cum am mărat? Dar ce emoție am să-l apărat? Nu, tibă, mi-ai stricat mașina aici. Uite, bă, stai. Să nu mai zic că după o venit și Luci, după foarte mult timp după ce s-a trezit, păi zic că dacă se trezește și mai are mașina așa, mă omoară în două. Schiera ne-am dus să o spălăm, nu s-o dus. Normal că nu s-o dus, m-am dus la trei pompi de aia să o spăl, nu s-o dus. După ne-am dus să luăm ceva spray. S-o dus. DJ Sleepy se cheamă, da, și l-a s-o dus. S-o dus. Dar din Africa și l-a luat câteva ore. Ah, să nu mai zic că m-am ars pe gât. Uite la cât ce eram pe gât. Băi, deci că dansat în soare nu mai sunt. Dar meriți, băi, țărani, meriți să ai gât de ăsta bronzat așa. Mă rog, cam astea sunt. Cred că putem să băgăm cam două prank-uri pe clip, cam atât. Dar dacă vreți, facem 50.000 like-uri, facem partea a doua, cu adevărul despre prank-uri. Sau mai multe prank-uri, că mai urmează. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Dacă dați un like, îi bag mare dreaptă, nu știu, Ștefan, îi bag mare rachetă de vedit sateliții lui Elon Musk. Bun, nu uitați să ne urmăriți pe Instagram la Azi Niculeț și la Denis Ștefan, că postăm chestii frumoase. Și până data viitoare, ce să vă mai zicem? Beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult. Noi v-am pupat! Pa, bă!